USR este de acord cu sancțiunile dure care vor fi aplicate celor care comit acte de violență în Parlament, dar critică limitarea difuzării de imagini live din plen sau din comisii. Dan Barna vorbește despre o blocare a transparenței dacă nu se vor mai face transmisii în direct. Problema însă este că se folosește din nou un pretext al violenței domnului Simion și a celor de la acest partid extremist pro-rus pentru a se încerca blocarea transparenței. Vă aduc aminte că aseară proiectul de lege prevedea blocarea accesului presei la dezbaterile comisiilor. Ori prin amendamentele pe care colegii mei deputații USR din Comisia de Regulament le-au adus în această dimineață, s-a reușit eliminarea acestui lucru excesiv de abuziv. În egală măsură însă rămân o grămadă de reglementări care limitează transparența. Cu acest lucru noi nu putem să fim de acord. USR nu se opune însă cu totul modificărilor care urmează să fie aduse regulamentului de funcționare a Parlamentului. Suntem fermi împotriva unor sancțiuni dure pentru aceia care folosesc violența, care trebuie sancționată foarte dur și fără niciun fel de toleranță. În egală măsură, transparența și necesitatea ca românii să vadă ce se întâmplă în Parlamentul României nu poate fi blocată. Ori acum se încearcă întoarcerea în perioada de dinainte de 2016, când Parlamentul era așa un fel de clopot din care nu știa nimeni nimic și unde abuzurile se petreceau în ședințe sub umbrela majorității. USR a avut dimineață mai multe amendamente la măsurile propuse pentru funcționarea Parlamentului de acum înainte. Unele au fost aprobate, altele nu.